Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov a publicat o nouă listă a locurilor de muncă disponibile în localitățile din țara Făgărașului. Potrivit acesteia, la Făgăraș se caută contabil, electrician, electronist, telecomunicații, lăcătuș, mecanic, sudor, lucrător comercial, ospătar, muncitor necalificat în silvicultură și vânzător. La Sâmbătă de Sus și Drăguț se caută femeie de serviciu, la Hârseni se caută gestionar, la Șoarț se caută muncitor necalificat, iar la Șinca tâmplar universal. În Mândra și Ucea, șomerii se pot angaja ca șoferi. De asemenea, la Victoria se caută șef ateliere în construcții, iar în Șinca, proiectant, inginer mecanic și tâmplar universal. Mai multe informații puteți obține la sediul punctului de lucru al Agenției de Șomaj din Făgăraș, dar și de pe site-ul AJFM Brașov, www.ajfmbrasov.ro.